Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Personalitate misterioasă, dacă te-ai născut pe 7 septembrie, ești un gânditor adânc care preferă să-și păstreze gândurile și planurile pentru el însuși, oamenii te pot găsi secretoasă și misterioasă, pentru că ești predispusă la solitudine și nu-ți place foarte mult să comunici, capabilă și autosuficientă. Nu poți sta atunci când planurile tale sunt înăruite. Prefer să lucrezi în ritmul tău și, dacă ești lăsat în pace, îți vei face munca la timp. Răspunsurile celorlalți te satisfac rar și de aceea prefer să faci totul singură. Despre căutarea ta nesfârșită de succes personal, pot fi scrise romane. Faptul că întâmpini dificultăți în calea ta este puțin spus. Drumul tău este de obicei lung și dificultățile sunt numeroase și periculoase, dar tu ești hotărâtă, nu vei renunța până când nu-ți vei atinge obiectivele, chiar dacă trebuie să lupți pentru asta până la ultima suflare. Lumea nu se grăbește să te înțeleagă sau să-ți recunoască meritele, dar cu ajutorul puterii voinței sau a presiunii creative a ideilor tale, în timp îi aduci pe alții de partea ta. Ciudat! Dar la o vârstă fragedă nu simți o nevoie specială de a lupta pentru succes, poți fi chiar capabilă să abandonezi tot ce ai obținut cu costul unui efort considerabil și să începi din nou, spre groaza absolută a familiei și prietenilor. Gândurile tale nu sunt ocupate de succesul suprem, ci de lupta pentru acesta. Cu toate acestea, dacă există argumente suficiente de mari, ești capabilă să-ți abandonezi planurile. Astfel, nevoia de a combate concurenții, rivalii sau calomnii dispare de la sine. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este directă legată de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități, exactitate, ajutor, lizibilitate, responsabilitate, punctualitate, curățenie. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atrași pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, Îți permite să atingi înălțim în orice afacere. Trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucruri poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil pentru lipsa reveriei, precum și pentru respingerea incertitudinii. Tu ești un individualist tipic. Preferi să trăiești, să gândești, să muncești într-un ritm care să-ți fie confortabil. Este foarte posibil să lucrezi pentru tine însă. Este în primul rând, Convenabil, tu te străduiești la nesfârșit pentru succesul personal și toate mijloacele sunt bune pentru asta. Drept urmare, te confrunți în mod constant cu dificultăți, depășirea lor te temperează, dar în același timp îți slăbesc sănătatea. Tu nu ești cel mai plăcut dușman, deoarece dorința ta de a face fața adversarilor depășește uneori toate granițele, iar înclinația ta spre milă este foarte îndoielnică. Pe de altă parte, ești un aliat și un prieten excelent, cel puțin pentru cei care sunt de partea ta, este suficient să rămână fidel cauzei sau principiilor comune. Dacă lucrezi cu echipamente sau în zone extrem de specializate nu te vei opri până când nu vei atinge de plină stăpânire în subiect. De obicei, demonstrezi o integritate extraordinară în activitatea ta. Dacă ai o funcție de conducere, vei crea un singur organism fără probleme, din subordonați, adepți sau angajați, care nu au nicio îndoială cu privire la cine este șeful și care este obiectivul. În calitate de șef al familiei, îți îndrumi cu îndemânare și îți inspiri copiii și partenerul, dar nu tolereze o încălcare a subordonării. Probleme reale pot apărea atunci când copiii tăi devin adolescenți. Paradoxul este că deși îți vei învăța copiii să aibă personalitate și capacitatea de a gândi independent, tu însă -ți nu te poți lăuda cu răbdare în caz de diferențe inevitabile apărute în procesul de educație. Tu vei reuși și mai mult dacă vei învăța să-ți împărtășești responsabilitatea cu ceilalți și să acționezi în echipă. Cu cât îți pasă mai puțin de pierderea superiorității, cu atât mai bine pentru tine și, prin urmare, pentru grupul pe care îl reprezinți. Te vei mai înmuia cu vârsta, dar rare ori îți vei pierde tendința de a concura. Poate că destinul ideal pentru tine ar fi să obții succesul la bătrânețe, dar, dacă simți brusc visele tale sunt de naturate sau, mai rău, nu sunt realizate deloc, nimic din lume nu te va calma, iar apoi o depresie prelungită te va deranja multă timp. Te distingi față de alții nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești moderată, îngrijită, independentă, te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență. Cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie. Tu primești complimente bine meritate cu demnitate, dar nu ești înșelată de acestea, ești bine versată în oameni. Este dificil să fii înșelată sau indus în eroare. Cum afectează data de 7 septembrie soarta ta? Stai în fruntea familiei, direcționând și arătând calea urmașilor tăi, te raportezi negativ la încălcarea ierarhiei. În familie ești părintele principal, la locul de muncă ești șeful. Problemele cu copiii pot apărea la adolescență. Când adolescenții încep să încerce să-și stabilească propriile reguli și să depășească părinții, la muncă vei forma o echipă clară, vei face față sarcinilor, termenelor, tehnologiei pentru atingerea obiectivului, fiecare angajat al tău va înțelege cum și ce trebuie să facă, nimeni nu va avea îndoieli că tu ești în frunte, vrăjmașii tăi vor fi mai puțin norocoși. Dorința ta de a prinde și incinera infractorii este extrem de mare, cei care îndrăznesc să treacă linia ta, nu vor primi niciun gram de îngăduință sau milă. Sângeroasa ta luptă pentru succes nu va fi atât de evidentă ca dorința de succes, linia fină acestor concepte oferă motive pentru a fi admirată, îți vei fi atins obiectivele indiferent ce, pe calea ta spinoasă va trebui să te confrunți cu dificultăți. Dragoste și compatibilitate. În lista ta de priorități, dragostea vine pe primul loc și fără un partener permanent te poți scufunda într-o lume bogată a fanteziilor. În relații strânse, natura ta interioară emoțională își dorește tandrețe și căldură, dar partea intelectuală, rațională, preferă relațiile de inspirație. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale zodiacului, Taur și Capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie, în acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta, în același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțe le poți forma cu pești și berbec, peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși. Drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge întoara și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești misterioasă, extraordinară. Gândești adânc cauți să înțelegi problemele ființei. Mai mult, ai tendința să păstrezi secrete sentimentele, gândurile, descoperirile. În exterior, pari pierdută în gândire. Pentru tine, toate domeniile sunt bune. Obții un mare succes îngătit, artă și inginerie. Dar mai bine să te abții de la învățătură. Același lucru este valabil și pentru alte profesii care implică o comunicare zilnică cu un număr mare de oameni. Te simți confortabil într-o echipă mică, apropiată, scaunul șefului îl vei ocupa, dacă nu este necesar, de preferință temporar, obligațiile și responsabilitățile te distrag de la activitatea mentală, și aceasta nu-ți place. Sănătate și boli, ar trebui să fie o adevărată raritate să nu ai un buchet de boli pe la 40 de ani, nu dorești să completezi aceasta, nu neglija examenele medicale îți sunt recomandate examinări medicale periodice, deoarece ești de obicei nepăsătoare pentru sănătatea ta. Înțelegi multe despre mâncare, așa că nu este rău pentru tine să-ți încerci mână în arta culinară. Exercițiile fizice nu ocupă un loc important în viața ta, dar sporturile competitive pot deveni pentru tine o sursă de tensiune și emoții. Nu există o modalitate mai bună sportul pentru a arunca energia acumulată, de a te reîncărca cu emoții pozitive. Destinul și norocul, universul a decis să fii realistă și pragmatică, evaluând orice situație. Îți stabilește obiective specifice, mergi fără să te abați de la calea dorită, depășind orice dificultăți, pentru că ești încrezătoare în forțele tale poți obține o poziție stabilă și înaltă în societate. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât sporesc proprietățile pozitive ale naturii tale, ceea ce contribuie la crearea condițiilor favorabile pentru afirmarea de sine și îmbunătățirea de sine. Sfaturi pentru tine. Nu ești o carieristă, tu joci un rol mecanic, fără entuziasm. De ce pierzi timpul și energia mentală în astfel de acțiuni? apărăți interesele, parcurgeți propriul drum prin viață, învață să fii tolerantă, învață să te admiri și transmiți acest cadou altora. Nu fi atât de solicitante nici pentru tine, nici pentru cei care îți sunt apropiați și dragi. Lipsa de flexibilitate seamănă semințele protestelor. Ce cadouri ți se potrivesc? În general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri. În sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lenjerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma, pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe argintă de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald din lună moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei, dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre, certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante, tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul, tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase? Sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchete destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.